ziua și bine ați venit la Mâncări Rapide! Astăzi vom găti burger vegetarian. Pentru această rețetă aveți aici toate ingredientele necesare. Pentru început vom pune cartofii albi la fiert și între timp vom da legumele pe răzătoarea mare. Încep cu dovlecelul, apoi morcovii, voi tăia apoi mărunt jumătate din ardeiul roșu și ceapa. Când cartofii sunt fierți, îi voi da și pe aceștia pe răzătoarea mare. Vom pune acum puțin ulei într-o tigaie și vom lăsa legumele la călit. Începem cu ceapa, o lăsăm așa 3-4 minute, după care adăugăm morcovii, ardeiul și dovlecelul. Amestecăm acum legumele și le lăsăm 5 minute la călit până se înmoaie. După ce s-au înmuiat, oprim focul și putem adăuga cartofii și 2 linguri de făină. Amestecăm ingredientele, apoi punem sare și piper după gust. Lăsăm acum la răcit câteva minute, timp în care pregătim o tavă în care punem hârtie de copt. Putem începe acum să modelăm chiftele plate pe care le vom așeza în tavă, după care le vom da la cuptor la 180 de grade timp de 25-30 de minute. În timp ce chiftelețele noastre sunt la cuptor, tăiem felii subțiri cartoful dulce și le prăjim într-o tigaie cu lei. Astfel vom avea și o garnitură la burgerul nostru. A venit acum timpul să pregătim o salsa colorată și aromată. Pentru aceasta vom tăia cubulețe jumătate de ardei roșu, jumătate de ardei galben, o ceapă de mărime mică, o roșie și puțin pătrunjel. Vom presăra apoi puțină sare și ulei și vom amesteca. În sfârșit am ajuns la partea cea mai distractivă. Punem împreună toate ingredientele. În ceea ce mă privește, am tot amânat să fac burger vegetarian pentru că mi se părea complicat și mă gândeam că un burger fără carne nu prea are cum să fie gustos. Dar te asigur că m-am înșelat. Soțul meu, care iubește carnea, a rămas plăcut impresionat de acești burger. Ca să nu te sperie și pe tine ideea, ține minte așa. Burgerul este de fapt o chiftea, în cazul nostru vegetariană. Nici mai mult, nici mai puțin. Apoi, reține și că ai libertate totală la ingrediente. Eu ți-am dat doar un exemplu de rețetă, dar poți să pui împreună tot felul de legume și leguminoase pe care le ai prin casă și frigider. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă tot sunteți încă aici, lăsați un like să știu și eu dacă apreciez această rețetă. Dacă vă plac videourile mele, vă invit să vă abonați la canalul meu și să apăsați pe clopoțel. Veți fi astfel printre primii care veți vedea noile rețete pe care le public. Spuneți-mi în comentarii care este mâncarea voastră preferată și ce sugestii aveți pentru următorul video. Vă doresc spor la gătit și toate cele bune până data viitoare!